Dacă ar fi să catalogați acum relația pe care România o are cu Republica Moldova, în câteva cuvinte, ce ați spune despre relația dintre cele două bună. Țări? O relație foarte bună. Avem un dialog excelent la nivel, la cele mai înalte nivele, la nivel de președinte, președinți de țări, de state, la nivel de prim-ministri, ministere, parlamente și vedem tot mai multe reuniuni ale comisiilor parlamentare organizate la Chișinău. În timpul apropiat vom avea și la București. Deci e o relație frățească și în același timp orientată pragmatic spre un viitor comun în spațiul european. Poate fi această relație și mai bună? E o mai bună, întotdeauna este loc pentru mai bun, pentru îmbunătățiri, dar mai bună asta înseamnă, de exemplu, lipsa de unor vame, un spațiu economic comun, un spațiu de comunicare, de mass media comun, un spațiu cultural comun, un spațiu de infrastructură comun, un spațiu comun al forței de muncă, cred că pentru a face față mai bine în comun la sfidările demografice cu care ne confruntăm în prezent.